dragi prieteni, am revenit, domnule primar. 0334405708 este numărul de telefon la care puteți suna pentru a intra în legătură telefonică directă. Nu uitați că așteptăm telefoanele dumneavoastră. Vorbim despre canalizarea cu probleme din Târgu Ocna și despre necazurile oamenilor, pentru că acesta ar fi rolul emisiunii, domnule primar. Primim sesizări noi legate de canalizări cu probleme pe strada 1 Mai. A cedat tot atunci, ne spune cineva, datorită debitului mare de apă. Iată că nu e singura. Nu e singura, și pe Tăbăcar și mai sunt câteva străzi unde avem probleme. Din păcate, canalizarea a fost calculată la o secțiune pentru un anumit debit de apă. Atunci când este multă apă, apă de ploaie, rigolele de la străzi nu pot prelua toată apa pluvială și pentru o oră, două, până reușesc să preia, se întâmplă acest lucru. Nu știu când vom ajunge să le facem toată canalizarea, să avem o canalizare separată pluvială de cea de menajeră, pentru că așa ar fi normal. Apar aceste probleme și sigur că cetățenii au dreptate atunci când se sesizează. Noi o să le analizăm toate și o să încercăm cu crabul, tot crabul se ocupă de preluarea lor, va trebui... El încasează banii, el trebuie să răspundă. El încasează, el răspunde. Investițiile, în schimb, nu le fac ei, le vom face noi, dar mai e o problemă. De exemplu, în Tăbăcare am constatat că era colmatat jumătate din secțiune. Și atunci, sigur că apa nu poate fi preluată. Nu putea trece, da. Deci o să fac și aceste intervenții necesare pentru a veni din nou cu mașina specială de a decolmata toate aceste rețele de canalizare. Vă se întreabă cineva, un semafor ca cel din fața liceului cu buton pentru pietoni ar fi ideal la trecerea din fața magazinului din centru, nu îi mai dau numele, din centru de la Castroane. Da, este în atenția noastră să montăm un semafor, numai că nu poate fi atât de simplu ca cel din fața liceului, deci stăm un pic că trebuie un proiect care să fie avizat și de poliție. Noi avem acolo o mică problemă. Este drum național. Și fiind drum național, toate avizele le dau cei de la drum național care se intersectează. Chiar dacă e în interiorul localității. Chiar dacă e în interiorul localității. Numai la municipii el trece în administrarea municipalității, de la oraș și rămâne a drumurilor naționale. Și în aceste condiții ne trebuie avizul. Ne-am pregătit, intenția există de a monta acest semafor. Trebuie toate avizele necesare. Estimați o perioadă de timp? Este lucru destul de greu să vă spun. Ține de drumul național, cum se mișcă de avize, cum se mișcă și fiind intersecție e puțin mai complicat, că nu e doar un singur semafor cum e la colegiu, o singură traversare de pietoni. Trebuie să facem pentru toată intersecția și trebuie toată intersecția calculată. Pentru că noi acolo am vrut la intersecția cu numai să facem un sens giratoriu și proiectanții ne-au spus că trebuie să intrăm foarte mult până aproape de blocuri, deoarece intersecția trebuie să preia și tirurile care au o lungime și atunci centrul sensului giratorului trebuie să fie destul de mare ca să poată lua virajul. Da. Nu avem centură și da, vedeți că este. Acolo era foarte bun un sens giratoriu, din păcate proiectul așa prevede, sunt niște dimensiuni. Știți, e un paradox, doamne, e drumul nostru în oraș. Cum nu putem noi face pe drumul nostru? Ne spune pe drumul nostru, stă primarul, nu face nimic primarul, deci l-am ales primar. Dar vedeți că când ajungi la energie electrică, este cel care distribuie energie electrică la gaze. La canalizare te duci la crab, că tot la alții ne duce. Asta nu înseamnă că nu facem intervenții necesare, dar vă spun că atât de mult am dorit ca acum, când avem proiectul pe 23 de străzi, printre care și strada 1 Mai, am dorit să introducem acest sens giratoriu. Dați seama că rezolvam pe bani europeni acest proiect de 4,5 milioane de euro, rezolvam strada 1 Mai cu sensul giratoriu. Și ne-au venit toate aprobările, mai puțin cel de la drumul naționale, care au spus, da, doriți sens giratoriu, atunci trebuie să asigurați în același timp ce să asiguri două, trei tiruri care să presupune teoretic. Și atunci trebuie să faci să gândiți altfel. Exact, și trebuia să luăm din spațiu verde și să ne apropiem până la bloc. Și a rămas în discuție să poate vreodată vom avea centură și atunci nu mai facem. Dar semaforul, ca să revin la întrebare, semaforul este în gândirea noastră, l-am prevăzut, să vedem exact când îl putem și monta. Când vă dă verde drum, vă dau când verde drumurile naționale, poliția, sunt mai multe instituții care trebuie să dea. Ei, așa, niște instituții importante. Da, zicem bună ziua, sunteți în direct, vă ascultăm. Rămâna, doamna. Să trăiți! Chiar așteptam ziua de azi. După ce? Ziua cu surprize și cum în fața unei proiecte spinte,
Vă rog mai tare că nu vă... Vorbiți un pic în receptor că nu vă înțelegem. Vă auzim, dar nu vă înțelegem. Da, doamna, da. Acum am auzit. Așa, veniți bine? Vă auzim? Da, m-a auzit. Da? Da, vă auzit. Foarte bine. Mulțumim echipă partidului că am putut să dăm cu mizerii în fața unui troițe și în curtea oamenilor. Da, îi mulțumim lui Ierbașu. Da, domnul primar era când ceau și o săpat de 11 ori la Pavalachi în față și mereu dădeam telefon la primării. Băi, ăștia sapă acolo, obnicul jandar, că tot eu-s vinovat. Să-mi dea mie amendă că de ce tot îi sun și deranjez, că sapă de 11 ori ca berbeci. Și acum aruncăm, da, și că v-aș aud în închinarea altuia. Când era la Salina, la cântant, de rahatul, scuzați-mă, afară, și mereu sunam. La Anda l-am sunat pe domn primar. Domn primar, curge prin fața pensiunii Anda, rahatul orașului, mă scuzați că m-am enervat. Păi da, când i-a zis, domnule, nu o să fii, ce facem că eu vă, cred că v-ați enervat și că v-ați supărat, dar vă rog să avem un limbaj corect, să nu avem un limbaj licențios, că vă închid telefonul. Închidem că vin acolo personal. Da, veniți, vă rog frumos, dar nu pe post. Doamne, nu ne batem joc de oraș, că am spus când se ia curentul, ce fac oamenii ăștia? Îi trimitem la loto, să tragă la loto? Păi, au ajuns ziua să tragem la lot specialiștii lui Târgu Ocna. Trebuia domnul primar să-i scoată din primărie să se ia pe capul constructorului, să-i tragă de urechi, să-i dea cu bombeu un fund, cum face la Comănești, la Dofteana, primarul. Așa trebuia. I-a spus, domnule, nu faci bine asfaltul colo, nu faci bine colo. Nu s-o lua nicio măsură. Cu mașina de pompieri, trebuia, cei care au avut casele din centru, trebuia să dea primăria judecată. Cu mașina de pompieri, ard casele în Târgu Ocna. E o bătaie de joc. Da, domnul primar, nu trebuie să fii super pe mine. Ai specialiști, ei iate, ei, de asta ești primar, dă-le cu bombeu. Scoate la traseu, nu salarii și state de plată. Asta este. Asta este adevărul, doamna Dana, nu trebuie să ne supărăm. Ce vreau să am remarcat? În autogară s-a pus să cedează trecerea. Deci asta am remarcat, să știți. Pe urmă, pe tăbăcare, acolo trebuie limitare de gabarit, v-am povestit cu tirurile. Tot așa, specialiștii lupești, cum să spunem, n-au pus balustrade la Vâlcica, acolo, peste drum de cântare. Să nu geapă domn primar să-l spună că mută cântare. Eu am zis de balustrade. Că e o zicuna, dânsul zice alta, deci trebuie balustrade. Nu s-a lărgit curba acolo jos, la podesul ăla care mai avea 5 metri de pus asfalt. Pe strada viitorului știți problema tot așa cu inundații. Facem ca la proști, turnăm asfalt, azi mâini săpăm. Am asfalt, a spus domnule, nu avem fiala. Așa e proiect. Păi cine face proiectul? Nu cu dumneavoastră și cu specialiștii. Păi da. Asta este. Acum când e campanie, vin toți cu cravate la gât, promitem. Dar noi nu facem campanie, domnul Dima, nu, haideți, vă rog frumos. Zis, acum și-a venit campania. Eu aș vrea să nu vorbim despre campanie, lăsați-i pe alte rețele, pe unde vor ei să facă campanie. Noi vorbim aici administrație, domnule Dima. Noi vorbim despre problemele cetățenilor într-un limbaj corect, nu licențios. Să vină unul, că băi, eu vreau primar fără salar. Dacă se sună la oraș. Corect. Mulțumim frumos. Da, eu i-am zis de mult treaba asta cu canalizarea pe Vâlcica. Nu duc să uite cum face Bișoara, ce canalizare. Nu trebuia ceramică scumpă acolo. Când domnul Dima, am înțeles. Mulțumim frumos pentru telefon. Acum să-i tragă domn primar de urechi pe aia. Câtă garanție are canalizarea? Câtă garanție are canalizarea? Asta vreau să știu. Ca și cu asfaltul din toilei. Mulțumim frumos pentru sesizări. Vă rog frumos să eliberăm linia. Am înțeles, domnul Dima, vă mulțumim frumos. Da, nu știu ce Dumnezeu s-a întâmplat. Dumnealui, îmi cer scuze eu și telespectatorilor și noastră pentru limbajul care n-a fost chiar elegant. Eu, dacă mai prind sau dacă mai aud pe post un astfel de limbaj, fără supărare, luă colegul de la tehnic să întrerupă ca să fie regula stabilită, să nu mai avem ulterior discuții. Haideți să încercăm să-i răspundem.
Are ocazie domnul Diman să candideze dacă îl interesează și să dea el cu Pompeu să facă fără salarii. Da, am văzut, nu vorbim. Parțial. Proiectanții lupește fără discuții de genul acesta. Sigur, fiecare va răspunde pentru ce a făcut acolo. Dacă lucrurile nu sunt clare, noi, așa cum am spus, cu canalizarea vom sesiza și vom vedea exact ce este. Pe balustradele le-am discutat. Ele se vor face pe strada Salinei, vis-a-vis de cântar. Rămâne mașina de pompier mare, trebuie să vină zilele astea. Urma să vă întreb și eu. Nu, dar vine, am discutat, sunt toate piesele, le montează și va veni. Însă incendiul nu s-a stins mai târziu decât trebuia să se stingă dacă n-a fost mașina de la Târgu Ocna, să fim înțeleși. Pentru că putea să fie incendiul la Târgu Ocna și să nu vină mașina de la Târgu Ocna. Să lămurim lucrurile. În momentul când apare un incendiu, nu hotărăsc cei de la Târgu Ocna. Nu, primarul zice, trimiteți, domnule, mașina. Nici primarul, nici pompierii de la Târgu Ocna nu hotărăsc ce mașină ajunge acolo. Pentru că e posibil ca să cei de la pompierii militari preiau comanda. Și ei hotărăsc ce mașină pleacă, ce mașină rămâne, pentru că este posibil că același timp să apară un alt incendiu, da? Haideți să-i lăsăm pe ei să-și facă treaba. Pompierii să stingă incendii, exact. Corect. Și ei au ajuns la timp și vedeți ce este interesant, că nu cetățenii care au avut probleme și pe care noi am ajutat și care au înțeles ce se întâmplă acolo, sunt alții care își dau cu presupusul că trebuia să vină pompierii de nu știu unde, mai repede sau mai încet. Știu. Ei sunt, deci pompierii militari analizează situația, iau măsurile care trebuie luate și ei pedepsesc și ei hotărăsc exact cine intră, cine alimentează cu apă. Acolo e un plan de bătaie care se face și nu-l face oricine, așa nu-l facem noi cei de pe stradă care ne pricepem la toate. Nu da? Șeful de la SVS-ul Târgu Ocna, nu primarul, nu viceprimarul, deci toți intră nu are sub treabă. Ordinea militarilor care vin, da? Bun, de mai avem de răspuns, nu știu dacă mai avem, dar o să luăm un telefon, îmi cer scuze, da, rog, e cineva pe fir și haideți să, da. Să luăm telefonul. Zicem bună ziua, sunteți în direct. Alo? Da, bună ziua. Să rămână la rada, Ciprian Tegeș, mă numesc, în Târgu Ocna. Alo? Vă ascultăm, să știți. Aș vrea să-i dau, sunt tot din copropurere și cu o soluție pentru domnul primar. Vă ascultă și dumnealui. Drumul spre București, undeva în Rămâne cu Sărat, undeva în aici din Rămâne cu Sărat, este un generator făcut din materiale de plastic. Așa. Da, vă ascultăm. La noi în Târgu Ocna s-ar putea face un generator la fel de mic, așa, în zona acolo, la 3 km, fără probleme. Da, am înțeles, mulțumesc. Nu știu la ce zonă, sper să nu mai repetați. Nu, știu. Știți că nu știu despre ce. Nu, am înțeles. Bun, mai aveți altceva să ne sesizați? Nu, am ca o idee, am vrut să-i spun. Acum okay. Poate face un sesizator mic, fără probleme, din materiale din alea, din plastic. Am bine, înțeles. Mulțumim. Mulțumim frumos pentru telefon, domnule primar, ați înțeles da, sugestia. Da, interesantă idee. Noi am vrut să facem un generatoriu permanent, cu ceas, cu, în fine, poate trebuie să ne gândim și la varianta asta improvizată. Se mai fac asemenea chestii pe multe locuri. Soluții de compromis se cheamă. Soluții de compromis, să vin cu acei parapeți din plastic cu care se marchează. Da. Ei, mulțumim pentru telefon, da. Da. Ne sesizează cineva despre... Și eu am mai multe întrebări, dar o să iau întrebările celor care vă urmăresc. Haideți să lămurim la domnul Dima, să epuizăm, că iar o să spună că nu. Dumneavoastră decideți deciziile tehnice de proiectare și așa mai departe. Puteau cei cu responsabili, nici nu știu cu ce să-i numesc, cu ingineri de proiectare din cadrul primăriei să le spună celor care au venit să proiecteze, doamne, faceți mai la stânga, mai la deal, mai la pe centru. Deci haideți să ne înțelegem. Proiectul a fost comandat de CRAB, da? Bun. A fost finanțat parțial de CRAB, ne-am dat 2%, ei au dat 9% și celelalte sume au venit din fonduri europene. Proiectul a fost comandant, proiectatul a fost licitat de către CRAB, da? Ei au coordonat toată activitatea, noi suntem beneficiari acestei investiții. Dumneavoastră v-ați putut duce acolo să interveniți și să-i certați? Dom'le, nu faci bine așa? Dom'le, lucrurile sunt clare și noi am mai spus aici. Dar mai repetăm? Mai repetăm. Domnul Dima a rămas pe vechi. Cred că primarul e secretarul de partid care dă ordin și toată lumea ascultă de el.
Deci s-a terminat cu Partidul Comunist. Cred că înțelege și dânsul. Că de ce nu dai cu bombeu, cu... nu se mai poate așa. Deci ei sunt... Dar în judecată pentru că asemenea normal, lucruri. Nu, nu, dar nu, nu e așa. Deci înțeleg că poate el are dreptate. Dar nici cu mașina de pompier. Nu mai duc la Propel să aduc o mașină, nu mai duc la Brașov să mă duc la Brașov să aduc un motor cu totul. Când într-o zi mă duceam motorul și îl făceam când am la Salina. Așa este, cum zice el, dar el nu înțelege că în România nu mai facem nicăieri pompe. Da? E o situație, trebuie să înțelegem. Nu se mai fac motoare nicăieri în România, da? Din păcate. Din păcate, sigur că din păcate. Pentru că e caragios, stăm 5-6 luni de zile să reparăm... Să vină pompa, nu, import. Dar nu v-am spus că la mașina de gunoi vine motorul din Japonia, știți, e mai mare râsul. Deci aducem un motor de nimica toată unde aveam în țara asta te motoare. Dar e altă problemă, nu o discutăm aici. Deci trebuie să înțelegem că lucrurile sunt așa și trebuie să mai respect și legile care sunt acum. Iar în ceea ce privește proiectul, trebuie să vă gândiți, eu îi dau exemplu. A venit noi am predat traseul și îl mai luăm la terminare, finalizare. La finalizare, da? Sigur că toate observațiile care le-a făcut, e adevărat că... Îs bune, îs corecte. Ce s-a făcut, doamnă, se poartă în țara asta, poate nu-i normal, dar așa a fost. Firma care a nominalizat-o, nu vreau să-i spun numele, care a câștigat licitația, a luat după aia în subantrepriză alte firme și s-a lucrat acolo cum s-a lucrat. Sigur că am sesizat tot ce se întâmplă acolo, când ce de 10-15 ori a intervenit la o conductă. A intervenit. A intervenit pe banii lor și pe productivitatea lor. Dar sunt realități pe care eu nu le neg. Dar haideți să vedem și ce putem face. Și e politica... Vă permitea legea să interveniți, nu să-i poți, certați? Doamne, nu pot să intervii. De ce? Dumneavoastră ați văzut când ați venit să filmați la ANL și la Casa de Cultură. Am cerut voie. Am cerut permisiunea șefului de șantier. Da. Deci regula este așa. Putea să mă dea afară. Normal. Normal și cred că este și o sesizare acum că a pătrut cineva acolo, a făcut nu știu ce poze, le-a dat fără aprobarea lor. Haideți să ne înțelegem. Eu sunt beneficiarul din momentul în care am predat Companiei Naționale de Investiții. Casa de Cultură. Cu tot ce este în prejurie, eu nu mai am voie să intru acolo decât cu permisiunea șefului de șantier. E corect aici. Da? Da, e proprietate privată. El își ia măsuri de siguranță a muncii. E... Nu, este acolo, proprietatea privată, trebuie respectată. Am predat terenul și amplasamentul. Este, știți, termenul de începere, termenul de predare amplasament. Astea sunt etape în derularea unui proiect. Da? Da. După ce ai terminat achiziția, se eliberează autorizația de construire și apoi spune termen de începere, termen de predare amplasament. Momentul ăla, zici, pa, ne întâlnim la termenul de... La finalizare. La finalizare, da? Astăzi reguli în țară, n-ai ce să faci. Și când intri acolo, intri cu sărumâna, vă rog frumos. Și acum, cum să vă spun, sunt cei din primărie, ei oameni își fac treaba, înțeleg că dânsul are o problemă, nu-i frumos. Cine are semnat procesul de recepție? Există o comisie de... Cine e? Nu. Ca să-i tragem de urechi. Ascultați-mă. Există proiectant, diriginte de șantier, la comisia de recepție a Crabului a fost și un reprezentant de la Târgu Ona, dar comisia e compusă din mai mulți, da? De asemenea, vă spuneam la vremea respectivă că a existat și un control cu robot la fiecare țeavă, de atunci s-a întâmplat. Instalațiile sunt complicate, nu sunt simple. Și s-a recepționat, există garanții, vom verifica acum exact cât e și garanția, pentru că vă dau un exemplu, vedeți stația de epurare? Ea se face din asigurarea pe care a făcut-o constructorul. Da? Că spuneați dumneavoastră data trecută că poate a fost noroc că a fost inundată stația până n-am preluat-o noi. Da? Așa. Vedeți? Cine putea suporta acel dig care se face acum de 3 metri în jurul stației de epurare? Da? Vedeți? Pentru că se încheie asigurări, sunt niște garanții care... Doamne, aici e vorba de bani, aici nu facem așa cum mi-ar conveni mie dacă aș fi la mine acasă. Aici trebuie să respecti legea, pentru că... Vă dați seama... Ajungând în partea cealaltă, unde nu se respectă legea. 12 milioane de euro au fost acolo. Vedeți? Ce s-a întâmplat dacă noi preluam? Hai, domnule, dăm eu repede că am primit eu sarcini, nu știu de unde, să dăm drumul stației și hai să vedem ce facem. Și ce făceai după ce o porneai dacă nu era în regulă? Deci noi respectăm legea, cei din primărie respectă, sunt specialiști cei din primărie. Că, zice eu, domnul Dima, că trebuie să-i trimitem, fiecare are responsabilități acolo și să știți că toți când semnează răspund și sunt valori mari. Și parcă nu-ți cade ușor să semnezi că mi-a spus primarul sau mi-a spus viceprimarul sau... Ei, nu se întâmplă așa, că ați văzut și când am avut corpul de control, dacă... Când vine corpul de control? Că vreau să vă întreb. Iar
mi-aduceți aminte. Iar vă aduc aminte, dar o să vorbim special. Investiții, da. Da, sunt multe, să zicem, să de săptămână. Ajung și acolo, că da. Vreau să pregătim, să alocăm timp suficient acestui subiect, pentru că mai avem 5 minute, terminăm partea a doua emisiunii. Cum stați cu ursul, că n-am uitat de urs și cu sesizarea legată de urs și cu mistreții, că oamenii au sunat aici. Știu că ați spus săptămâna trecută, doamne, am făcut sesizare, am anunțat și noi am notificat, da, văd dosarul cu ursul. Da. Așa scrie acolo, dosarul cu ursul. Îi se referă la animalul sălbatic, da, din pădurile, din Carpații noștri. Ursul și mistreții, da. Ursul și mistreții, să fie. Da, iarăși ați făcut sesizare. Doamna, iarăși o problemă atunci. Care este greu de înțeles, da? Și iarăși revin. Înainte, dacă s-a întâmplat și s-a întâmplat aici, ursul era și uitat de... Era subiect rezolvat. Era uitat. Da, dădea primul secretar un telefon sau primarul dădea un telefon. Tovarășe. Tovarășe, ursul se dispară și dispărea. Uitați că acum este sigur că e greu de înțeles pentru un cetățean. Dom'le, stăm atâția oameni acolo și ne rugăm ca să vină cineva să ia ursul. Nu vă mai spun toate demersurile care le-am făcut, că am scris zeci de scrisori, 3-4 instituții, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Agricolă, Ocolul Silvic, Agenția Națională pentru Arii Protejate, da, Garda Forestieră, trebuia. Instituția Prefectului, Poliția Târgu Ocna, Jandarmeria, toate instituțiile acestea au treabă. Toate răspund, toți ne-am întâlnit de la reprezentanți de la toate instituții și atât am discutat de acest urs. De acord? Dar ursul tot nu e rezolvat. Doar ursul tot... Nu, e speriat acum că jandarmii și poliția mergând seară de seară acolo s-a speriat și n-a mai apărut. Și n-a mai apărut, dar ursul e în zonă. Da? Să nu ne culcăm pe ureche. Păi nu știu. Acum, și mistrețul? Stați să vedeți și cu mistrețul e o problemă. Și acum, s-a înaintat dosarul către Ministerul Mediului și se așteaptă aprobarea. Asta e... Deci guvernul, onorat guvern, trebuie să Ministerul dea... Ministrul Mediului va trebui să dea o nouă aprobare prin care ursul va fi... Nu, cum să credeți că... Nu, nici nu asta nu-mi doresc. Îl eutanasiem și îl ducem în alte zone. Da. Cu mistreți, la fel. Același lucru stăm? Sezonul de vânătoare, dacă s-a încheiat, acum Ocolul Silvic Târgu Ocna este gestionarul fondului de vânătoare, am făcut demersurile necesare, vor obține aprobare și după ce obțin aprobarea, stați că nu s-a terminat, că mistrețul nu stă, vino și ia-mă. Mai fac săracii câțiva kilometri buni. Am mai avut o situație de asta și în două săptămâni, noapte de noapte, n-a mai venit mistrețul, că și el e isteț, că de-aia a rezistat până acum. Cum simte vânătorul, cum nu mai vine, știi? Am înțeles. Asta ca să facem o glumă. Nu, sunt sesizate, noi am epuizat toate căile legale și vor veni și într-o bună zi cetățenii vor constata că mistrețul nu mai este și nici ursul. Am înțeles. Și o să-i anunțăm atunci când a fost luat și dus în altă parte. Da, e destul de greu. Știți, vorbim acum despre lucruri care înainte se rezolvau sau nu ajungeam să vină urșii peste noi, mistreții. Parcă era altă grijă, dar în fine. Vă întreabă cineva, bună ziua, în ce stadiu mai sunt lucrările la blocul ANL? Inițial ni s-a spus că în luna mai se vor muta familiile și suntem în iulie, corectură, nu în august, da? Iulie, încă și abia 8 iulie. Da. Comentează, zice, da, că suntem toate, în august. Vă dați seama și eu, dacă ar trebui să aștept o casă, țin minte când am luat eu primul apartament, așteptam să mă mut fiecare zi și noapte, asta așteptam. S-au terminat lucrările de branșare, de săptămâna viitoare încep parcările, amenajarea parcărilor, spatele blocului, că vedeți... Doamne, sunt în termen. Da, sunt, da. Nu, termenul e depășit termenul inițial, de el a fost prelungit. Bun. Pentru că vedeți că, iarăși spun acum, când, sigur, suntem supărați că am depășit termenul, da? Un an și ceva de când trebuia dat. Dar când stai și te gândești că la Onești, la Moinești s-au oprit de tot lucrările și nu se mai face nimic, atunci zici, stai și că eu sunt fericit. Deși ar trebui și cetățeanul care așteaptă să uite acolo pe pancardă și citești. Februarie 2019, suntem 20, a trecut din mult și februarie 2020, da? Dar se fac lucrările, noi, ce a depins de noi, am făcut, sistematizarea e finanțată tot din bugetul local, n-am putut să o facem mai repede, că până nu s-a terminat canalizarea, până nu s-a terminat energia electrică, da? Toate șanțurile care s-au făcut acolo, abia acum începem să amenajăm și să facem parcările în spate. Dar apartamentele, doar ce trebuie curățate, aranjate, lustruite și sunt gata pentru cei care sunt... Am văzut montat liftul, era tot în sigur, regulă. Sigur, montat liftul. Stați un pic, că e montat liftul, dar n-avem autorizația de la ISCIR pentru lift și mai sunt probleme. Trebuie să luăm toate aprobările pentru racorduri, dar ce a fost greu a trecut.
Cei care au așteptat atât le spun că mult a fost, puțin mai este, și noi sperăm că în această lună să putem să terminăm aceste lucrări și să putem repartiza. Vă dați seama că toți suntem interesați. Cei care se mută abia așteaptă, constructorul așteaptă să finalizeze, să poată încasa banii. ANL-ul dorește să aibă trecut acolo rezolvat un bloc. Noi la fel, ca să avem ce spune, că uite, am reușit și noi să facem ceva. Știți ce zice lumea? Vă zic eu. Da. Asta că așteaptă campania electorală, domnul primar. Nu, vă dați seama. N-are ce treabă campania cu predatul blocului. Nu, haideți. Acum chiar sunt exagerări, știți, cu campania. Adică el sunt treburi care așteaptă. Pentru dacă era de campanie, credeți că nu realizam proiectul cu 23 de străzi la care am făcut licitații pe 16 mai, s-au înscris 7 și n-am mai depus niciună ofertă, că toată lumea s-a speriat că a venit pandemia și nu mai angajăm lucrări. Credeți că nu le-aș fi făcut pe toate dacă era de campanie, dar nu le faci când vrei. Și din păcate, aceste lucrări nu se fac mai repede sau mai încet, că spune partidul, spun alegerile sau spune altcineva. Ele se fac atunci când, cum se spune, le vine timpul. Respectând legea. Cel respectând mai legea, sigur că da. Vedeți, acum poate cineva să spună, dar de ce așteptăm să vină campania ca să faci parcările? Păi cum era să fac parcările dacă încă săptămâna trecută au săpat cei de la gaze, de au montat conducta de gaz? Sau canalizarea s-a făcut toată iarna, nu s-a putut face, am făcut-o în primăvară. Sperăm acum că în august oamenii vor intra. Dar vă dați seama că eu mâine aș dori să dau cheile, că abia aștept să mai dau un bloc, că am vreo 160 de apartamente la care așa am avut eu norocul și să zic că Îngerul păzitor, în care să mânez eu cheile. Și să știți că am câțiva ani de că n-am mai dat chei la apartamente. Că așa a fost. Toate ANL-urile din Târgu Ocna s-au făcut în perioada, bine, și mandatul 2008-2012 s-a lucrat, dar tot eu am inaugurat. Știți, așa se întâmplă câteodată. Da, am înțeles. Dar și ce am lucrat eu inaugurat alții, așa că nu e nicio supărare. Nu e supărare. Primăria va funcționa în continuare. Dar nu, haideți, chestiunea asta cu campania chiar nu e adevărată. Și atunci ce să spună cei din Vâlcele? Că acum m-am trezit eu să le duc apă? Nu. Păi eu puteam să duc apă, să ducem apă, că nu duc eu. Să ducem apă din 2008. Dar n-au vrut. Și poate seceta, care știți, tot greu spre bine, dacă învățăm din necazul. Poate necazul cu seceta și faptul că ei doresc acum apă, ducem apă. Da, începem lucrările la apă. Și ce atunci să spun că am așteptat 8 ani ca să fiu în campanie? Nu e adevărat, e falsă problema. Adică cei care vehiculează sunt răutăcioși și chiar nu sunt credibili. Am înțeles. Adică cine știa să comande secetă în 2020, pe luna mai, da, am eu pe cineva acolo. Nu știu dacă e ortodox sau credibil. Da, nu. Nu, sunt lucrări care... V-am spus că dacă aș fi vrut să fac ceva pentru campanie, începeam de anul trecut străzile și aveam 23 din străzi. Acum să am ce spune. Am credit că mai crede cineva când eu spun că știți că n-a venit nimeni la licitație și o scot iar la licitație. A dat peste cap toate prognozele care le-am făcut noi și toate afirmațiile, exact. Da. Sau ce, n-aș făcut școala 2, care acum a intrat în evaluare și peste o săptămână, două, ni se va da rezultatul. Să vedeți ce vorbim de școală, ce vă cert eu aici cu școala. Vă întreabă cineva când scoateți asistații sociale, a măturat străzile, l-a vopsit bordurile, tâc. Corect? Dacă, când îi scoateți? Da. Dacă ajunge orașul să vopsească străzile și bordurile cei de la... Asistător social. Nu știu, vă întreb. Nu, îi scoatem tot timpul, la zilele care le au, deci ca să lămurim lucrurile. Cei care sunt la ajutor social au câteva zile pe săptămână fiecare. Și starea lor de sănătate și faptul că au ajuns aici, mai au și alte vicii, sunt oameni ce care probleme, și probleme. Ei fac lucrări, dar nu toate lucrările în oraș le facem cu ei. Au un program clar, sunt pontați, nu fac orele, nu primesc banii. Cine răspunde da. De ei? Păi avem la asistență socială șeful biroului care face pontaj. Am înțeles. Și cei care nu vin nu primesc. Dar, nu sunt partipriuri așa? Nu, vine X, vine Y? Este riscant. Este riscant pentru că între ei. Dacă tu ai pontat pe cineva astăzi care n-a fost, nu te vede celălalt. Adică și nu riscă nimeni. Adică sunt tot felul de variante. Eu sunt de acord că atunci când cetățenii orașului văd că la poștă vin toți să primească ajutorul social și sunt mulți. Buricul târgului, exact, domnule primar. Că acolo-i poșta, doamne, ce să facem? Știți că înainte dădeam noi la primărie și atunci aveam puțin, dar acum dacă dă de la guvern banii direct, prin mandat, sunt mulți care au ajutor social. Sunt mai mulți decât erau dacă dădeam noi ajutorul social. Vă sugerează cineva, dați-le sectoare să vadă și rezultate. Da.
Îl punem noi șef peste ei să vadă ce sector. Să vină. Da. Nu, le-am dat și sectoare, este greu de lucrat, dar asta nu înseamnă că ei nu-și fac datoria. Fac lucrări de igienizare, pe malul râurilor am făcut cu ei. Ia să puneți niște poze pe rețelele socializare să se vadă. Bine, că lucrează, că aici e un reproș. Acum eu vă cert, că zice domnul nu se vă rezultate, o să punem neapărat să mergem și noi. Ne-a sesizat cineva că sunt niște crânci la intrare în Parcul Măgura, zona, sunt niște crânci dinainte de pandemie. Da, sunt de primăvară. Tot ce am tăiat în zona respectivă am dus și nu s-a tocat. Nu, pentru că am așteptat un pic să se usuce și vrem să facem compost. Adică să le tocăm și să facem acel un grășun meguș, niște surcele mici, dacă e bine spus. Da, oricum niște granulați. Și astăzi a început să fie tocate. Nu știți dumneavoastră, dar ba noi... Ba nu, știm că avem primit între timp și videouri, că oamenii ne sesizează. O să rog colegul să dea drumul la imagini. Da? Avem și un video început, trimis. Chiar pe ultima 100 de metri înainte de emisiune, parcă am primit exact. A rămas uimită. Ia uite ce cremat aici. Ar fi păcat să le aruncăm sau se întâmplă ceva, să vedeți ce compost frumos. Bun, am văzut că și mai aruncă și gunoaie, că așa sunt cetățenii, când arunci, nu, trebuie separate și cu tocătorul vom... Da, lumea ne-a sesizat acest aspect după emisiune, dar duceți-vă, doamnă, mai mergeți și pe jos, nu mai mergeți numai așa. Și atunci hai să mergem și pe jos. Dar platforma va fi curățită, pentru că noi avem și obligația de a duce la... societatea care se ocupă de deșeuri. Și unde duceți compostul care rezultă? Compostul să-l predăm, o parte o să-l oprim, o parte o să-l predăm. Avem obligația să predăm tot deșeul vegetal. Unde? La societatea care se ocupă de aici la Onești, la depozit. Am înțeles. Este în regulă, foarte frumos, totul se curăță. Am început cam târziu, au fost și aceste ploi. El se manevrează mult mai ușor când e uscat. Deci am fost lăsat atunci în primăvară, după campania din primăvară le-am dus acolo pentru că locul permitea. Lumea a zis că a venit campania electorală, de asta. Haideți că dacă are campania cu surcelele... Nu ieși în departe. Nu ne numai. Nu ieși în departe cu surcelele. Dacă plătiți pentru campanie, e greu, nu? Da. Vă sesizează lumea că la intrare în parc avem buruieni. Da, buruienile cresc, mai ales după ploaie. Păi dacă nu duceți, să vă zic eu, să nu duceți vacile. Da, cu vacile voi, iar cu vacile. Nu, nu duceți ca să mănânce acolo, dintre dale. Da, vedeți ce bine, că să mai duc vacile și mai mănâncă. Da, acolo ce se întâmplă? De la ieșire din parc este izlas. Deci acolo pasc animale și vaci, cai și capre și ce mai are... cetățeanul din Gura Slănicu, așa, pasc în jurul parcului, deci să fim înțeleși că sunt și răutăcioși care spun că vacile primarului, acum supărați că nu au mai ajuns vacile primarului să mai mănânce iarba sau de ce spun? Nu, că vor să dispară, da. Știți, intrarea haideți în să parc, să curățați acolo. Să lămurim acolo. Chestiunea. În parc sunt pasnici. Dacă pasnicul sesizează un animal care a intrat în parc, el are obligația, prin fișa postului, să anunțe poliția. Poliția vine, jandarmeria amendează, da? E falsă problema cu vacile primarului care stau în parc. Nu sunt cetățenii din Gura Slănicului care pasc în zonă, să ne înțelegem, dar în parc nu este voie să se pasc. Nu are voie niciun animal să intre în parc să pască acolo. Deci acolo se cosește și acolo au fost probleme că am împărțit iarba și iarăși o chestiune interesantă. Toți cei care au dorit iarbă a fost... repartizat un sector să iarbă. Am și cosit-o. Ei numai s-o adune. Au fost ploile și a rămas iarba acolo. Deci se vehicula că o ia primarul, că ia nu știu cine iarba, să vină oricine să ia, numai să o ia de liber. Acolo. E liber. Dar nu vine nimeni. Să o ia, vedeți că a rămas acolo și, și urât, acum trebuie din nou adunată, e complicat. De asemenea cu cosit-o. Noi cosim în parc și pe străzile principale. Gândiți-vă că ni se cere, acum chiar am văzut și eu o doamnă de pe strada Crizantemelor, dacă nu mă înșel, dar pe strada noastră, când cosiți? Că și noi plătim. Bă, noi nu putem cosi toate străzile. Haideți să fim... înțelegi că, vă dați seama, cosașul trebuie plătit. Da? Și folosește înainte, combustibil. Iarăși revin la problemele dinainte. Înainte fiecare își cosea în fața casei că vinea partidul. Nu, înainte de dea telefon secretarul de partid și tovarăși, n-ați curățat. Și eram scoși toți la muncă numai, patriotică. Nu mai iese nimeni și sigur că și cel din zona D, orașul știți că e sectorizat pe zone, dorește să-i se cosească
că ești plătitor de taxe. Da, ca și în centrul orașului. Gândiți-vă că sunt zone și cartiere unde banii încasați nu ajung nici să plătim milionatul public. Sunt ați zis că veniți odată cu casele pe cartiere. Da, pregătite. Când aveți noastră tema asta și vreți să-mi puneți, vin și vi le arat. Vă rog, chiar. Și atunci gândiți-vă că chiar nu avem capacitatea să cosim toate străzile. Uitam săptămâna trecută și în Gălean și mi-a zis un cetățean: domnule, dar vă bateți joc, când am mai ajuns să vină cosașii din Târgu Ocna să cosească în fața casei mele? Noi suntem oameni gospodari, domn primar, noi nu stăm să vină nu știu cine sau să trimiteți pe cei de la ajutor social la noi aici în fața porții mele, că eu nu-i primesc, chiar lung, că eu așa am învățat să fac în fața porții. Sigur, acum nu mai este acest obicei, era chiar o fală pentru un gospodar să aibă în fața casei cosit, da? Și la mine în poartă eu cosesc, îmi place așa să cosesc în fața cosit, da, fiind altă poveste, treburi vechi, nu mai sunt noi. Și nu să putem reuși, chiar îi spun, să mergem pe toate străzile. Și de asemenea nu putem asfalta toate străzile din oraș, decât trebuie să le luăm într-o ordine, pentru că din centru spre cartier vom face toate străzile. Și dacă îmi dați voie acum, chiar vă spun că am fost săptămâna trecută la București și am reușit să vă... Dar țineți secret, a? Nu secret, acum nu mai secret. De acum, da, l-am ținut secret până acum, că nu credeam că voi reuși. Ce ați reușit? Am reușit să predăm două proiecte care le avem noi. Deci reabilizare și modernizare străzi zona centrală. Și aici ele au fost predate și vă spun exact și numărul din înregistrare, dar întâi să vă spun străzile. Lungimea străzilor 11.135 de metri și avem următoarele străzi. 9 Mai, Abator, Alexandru Vlahuță, Andrei Mureșan, că m-a întrebat și în emisiunea trecută, doamna, când vor fi asfaltate Andrei Mureșan, Aurel Vlaicu, Cărămidăriei, Cimitir, Constanț Dimonisie, Decebal, Dimitri Cantemir, Dogăriei, Fundătura Cenegrii, Florilor, Gândului, George Coșbuc, George Enescu, Gheorghe Asachi, Ierni, Ion Cătină, Ion Creangă, Ion Slătineanu, Mihai Viteazu, Negru Vodă, Neptun, Petru Rareș, Săgeata, Sălcilor, Donici, Comănescu, Strada Traian, Trandafirilor, Trotuș, Viilor, Viitorului, Vâlcele, Visului, Vulturi, Zimbrului și Zorilor. Toate aceste străzi avem aprobarea și a indicatorilor tehnico-economici în Consiliu și le-am predat la Compania Națională de Investiții. Asta înseamnă când vor începe asfaltul? Știți cum îmi spuneți? Când e gata asfaltul? Da. Nu vă pot spune. Noi le-am predat. La finalul următorului mandat? Posibil. Posibil, dacă lucrurile decurg în condiții normale. Deci important este că noi le-am predat, că avem axe de finanțare, că noi am stat până acum că n-am avut unde să le... Pentru că a mai fost un program care nu s-a mai finanțat, le-am pregătit acolo, deci ăsta e studiul de fezabilitate făcut și urmează proiectarea și apoi execuția. Și de asemenea, tot acum, am predat și un alt proiect, reabilitare și modernizare străzi în cartierele orașului, iarăși 10 km. Atenți, dacă 11 și cu 10, 20 de kilometri din cei 60, din care avem 40, ușor, ușor vom ajunge că tot orașul va fi asfaltat. Și avem strada Aurora, strada Bradului, strada Cireșoaia, strada... S-a asfaltat până acum? Avem în ultimii 4 ani 12 străzi în jur de 4 kilometri. Da, domnule, haideți să înțelegem. Dați-mi voi citesc străzile, da, și apoi vă explic cum e. Aurora, Bradului, Cireșoaia, Coșna, Crizantemilor, Risiu, Sac, Gheorghe Doja, Cura Slănic, Horia, Libertății, Leacului, Malului, Mosoare, Nucului, Păcuri, Pinului, Pârâului, Pompei, Primăverii, Progresului, Proletar, Țărâncuța. Elisiu Ursac a fost trecut și în acest proiect, dar a fost prins și pe inundații și va fi făcut mai repede cel pe inundații decât astea de aici. Acum să vă spun un lucru. Știți, mulți fac comparații, păi cum lume în alte localități asfaltează și drumul agricol și dumneavoastră în oraș nu puteți face? Și vreau să lămuresc acest lucru. Este un program pentru comune în care spune drumuri agricole. Și cel mai simplu lucru e balastat, ai compactat și torni asfalt. Într-un oraș nu înseamnă același lucru. Adică... Aici, păi, dar nu înseamnă, pentru că aici avem rețele de apă, avem rețele de canalizare, avem cabluri electrice, toate astea trebuie rezolvate. Aici nu e așa că, păi, 4 km de asfalt într-o stradă facă 20 într-o comună. Dacă vreți, nu știu dacă e comparația, dar vreau să spun că e cu totul altceva. Da, și vă dați seama, mai multe probleme. Păi, dar gândiți-vă că aici, din 10 în 10 metri trebuie să faci acces la poartă, da? Urci bordura, cobori bordura, aici trebuie strotoare, trebuie... Că adică... trebuie fixat terenul.
că e oraș și, totuși dar trebuie cu... compactat foarte bine. Cu o vechime da, având istorică. Acel, da, având aceste utilități, nu mai vorbim că Târgu Ocna e tot plin de beciuri. Și tunele și alte exact. Treburi, multe și acolo, cine nu putem, știe, cunoaște. Nu putem compara și noi dacă am reușit să facem 12 străzi în acest mandat, avem propunerile și pentru celelalte, mai avem mult de treabă, dar eu sper că faptul că am reușit să depunem aceste proiecte și faptul că am terminat canalizarea care era, străzile erau legate de canalizare, da? Păi haideți că tot vorbeați de campanie. Și dacă cei din Vâlcele înțeleg și am un semn foarte bun astăzi, foarte bun, că toți cei 35 care am brașat la apă și am mutat contori, gândiți-vă ce schimbare de mentalitate și ce hotărâți sunt oamenii să aibă apă, am câștigat pariu cu mulți. Când nu vor face, nu vor face. Vă dați seama, el de când se știe n-a plătit apă și acum deodată se duce el un și contor. Spune vreau să plătesc apa. E un pas, într-adevăr. Și atunci sigur că mă ajută și pe mine. Și atunci am băgat apa, da. Dacă fac și branșamentul la canalizare, unde avem canalizare, vine și asfaltul. Asfaltul e cel mai ușor lucru. Așa este. Pe când în altă parte torni asfaltul când n-ai nicio problemă, noi avem alte probleme. Avem apa, avem canalul, avem... Gaze. Exact, și apoi... Și atunci o să-mi spuneți noastră că acum în campanie s-a trezit să băgăm apă. Da, evident că asta vă zic, nu sau, asta vă așteptați. Dar dacă sosește și asfalt, atunci... acum. Logic. Păi n-am băgat asfaltul peste noastră apa și canalizarea. Indiferent că era sau nu campanie. Am înțeles. Da. Mai luăm un telefon și zicem bună ziua, sunteți în direct. Bună ziua. Vă ascultăm. Ionel Rusu sunt. Vă ascultăm, ziua, domnul Rusu. Bună ziua, Mina. Vorbește bine, domn primar, în proiectele dumnealui, mai mult de sume, dar mai puțin de calitatea lucrărilor. Așa, la ce vă referiți? Ultima care a fost acum la Lies canalizarea în drum la oameni acolo. Și în principal care a fost ideea la canalizarea asta, nu? Că capteze apa uzuală ca să rămână apă curată în zonă la noi, nu? Corect. Și atunci dacă la fiecare ploaie iese apa în drum și apoi în Pârău și apoi mergi mai jos, avem apă curată, nu mai avem, nu? Așa este. Avem dreptate. De aceea, dumnealui mereu vorbește de sume de bani și de proiecte, dar nu vorbește niciodată de calitatea lucrărilor. Aveți mare dar dreptate. Din punctul meu de vedere, este mult mai importantă decât un proiect în sine. Mai bine fac mai puțin, dar mai bun, decât mai mult, dar mai prost. Corect, aveți dreptate. Dar dumneavoastră n-ați urmărit emisiunea de la început, așa-i? Am urmărit-o. Că am vorbit în prima parte a emisiunii, domnul Rusu. Da. Mai trebuia să-l întreb, domn primar, grădinița aceea mai ține minte sau nu mai ține minte? Grădinița din Vâlcele? Da. Că am început să știu mai bine problemele din zonă. De podul de la Budnaru, mai ține minte sau nu mai ține minte? Așa. De tot cursul fluvial, de tot cursul apei de la Vâlcele, de mălitori, de diguri, mai ține minte sau nu mai ține? Pentru că mereu ne promite că are un proiect, ăla are acolo. Dar ce faceau? Ținem birou, ne-a ținut. Am înțeles. Aveți dreptate. Și un lucru pe care aș vrea să-l întreb pe domn primar. Așa. Pentru că dumnealui știe. Astăzi, eu un întreg circ, acolo el dă vina pe PSD-ști, PSD-știi dau vina pe nu, el. Nu politic! Vă rog frumos! Pentru ce se întâmplă acolo cu colegiul, nu? Și cu grădiniții. Să-l întreb pe domn primar dacă în familia dumnealui o lichidat pentru a avea geamurile și ușurile de la grădinița Piticot pentru a le duce la casa dumnealui din Zlănic, da sau nu? Mulțumesc, zi bună. Mulțumim frumos, domnul Rusu. Îmi pare rău că n-a ascultat dumnealui emisiunea de la bun început. Nu mai explicăm încă o dată de canalizare și cine e responsabil. Am vorbit și cu domnul Dima. Nu vreau să spun că calitatea lucrărilor mă interesează și nu cantitatea lor. Trebuie dovadă toate străzile care le-am făcut în oraș. Sunt străzi cu
tot ce trebuie, apă, canalizare, vedeți că și Salina, de care s-a discutat atâta timp, și drumul Găleanului, și drumul Găleanului, și Vișoara, și Avrameancu, și Tăbăcar, și toate străzile care le-am făcut de calitate. În ceea ce privește, eu nu vorbesc numai de cifre, eu vorbesc și de calitatea lucrărilor, toate au fost de calitate și am zis că facem mai puțin, dar bun. De grădinița din Vâlcele. La grădinița din Vâlcele, deși arată jalnic și am făcut toate demersurile necesare, nu am primit avizul de la Ministerul Învățământului Când Federal. Când ați făcut ultima dată? Veniți cu dosarul grădinița din Vâlcele. Vă rog frumos. Câte intervenții am făcut. Uitați ce se întâmplă. Iarăși un lucru pe care e greu de înțeles. Noi am preluat aceste obiective și regula era așa. Nu se poate face schimbarea destinației fără a se obține avizul de la Minister. Am făcut toate intervențiile, iar arată jalnic și nu poți să demolezi, nu poți să faci nimic până când nu ai. De ce? Că nu e a dumneavoastră? Nu, este în patrimoniu, este în domeniul public al localității, așa. Dar numai cu avizul Ministerului se poate schimba destinația. Dacă vă amintiți că la Desești am avut o solicitare să transformăm într-un cabinet medical școala. Și n-am putut pentru că nu ne-a avizat Ministerul. Dar eu sper ca să putem rezolva această problemă, că arată jalnic acolo și sper să, să o putem rezolva. La podul la Butucaru este a treia ofertă pe care o face un constructor, pentru că acolo este distrus, este la cărări podul care coboară și este distrus tot acostamentul, toată fundația de la, de la pod. Și este foarte greu de, de lucrat acolo, nu găsim un constructor care să poată face această lucrare, nu se poate intra cu utilajul, trebuie să intrăm prin grădina vecinului și să găsim o firmă care poate să execute această lucrare, e multă muncă manuală și nu dorește nimeni să, să facă acest lucru. Referitor la geamuri, ca să lămurim această problemă și eu mă bucur că dă telefon și eu îi mulțumesc frumos că vrea să informeze de la sursă. Eu nu am ce să mint pentru că n-am niciun interes să mint, pentru că minciuna are picioare scurte și ea se va afla până la urmă. Toate geamurile care s-au demontat de la grădinițe și de la colegiu au fost inventariate, aduse în magazia primăriei, s-a evaluat, s-a stabilit un preț de vânzare a lor și ele au fost date celor care au vrut să cumpere. Și acum mai sunt geamuri acolo. Toți cei care doriți să cumpărați, am spus asta și în Consiliul Local, am spus și pe postul dumneavoastră. Mai spuneți! Faceți cerere la primărie, mergeți, verificați dimensiunile și veți cumpăra geamurile la prețurile care le-a stabilit o comisie tehnică care a stabilit prețurile. Prețurile au fost stabilite de către comisie, am întrebat și eu cum, s-a luat prețul unui geam nou, s-a aplicat uzura, s-a văzut și starea ca geamului și s-a stabilit o sumă care... Oricum mai mică față de unul... Mai mică ca unul nou, normal. Corect. Dar toți cei care au dorit, am dat doar atât. Deci dumneavoastră nu aveți? Nu, nu, eu n-am dus nici o casă la Slănic, eu n-am casă pe Slănic, am doar o mică căbănuță la un teren acolo. Dar și ce se întâmplă? Dar poate cumpăra oricine. Deci oricine, îl rog pe domnul Rusu să ducă și dacă are dimensiunile cât de cât corespunzătoare, poate să cumpere. Uși, ferestre, ce mai sunt acolo, sunt în inventarul liceului. Dacă vă aduceți aminte că am fost sunat și de la poliție, știu, cineva știu, și-a permis și-a încărcat în căruță două geamuri, l-a prins poliția și i-a dat subționatul, sigur. Din păcate, deci, da. Gândiți-vă că trebuie să... Că trebuiau schimbate, că nu trebuiau schimbate, este un alt subiect pe care îl putem discuta. Rable de griblură Tăbăcari. Stați ca să termin, că haideți că pe domnul Rusu mă sună rar și dacă tot am onoarea am să mă sune. Bine, haideți, și vrea să audă de la sursă. E un lucru bun. Da. Deci, domnul Rusu, atât am dat din geamurile, le-am aprobat eu la cele două case care au luat, care au avut incendiu, am aprobat gratuit să primească nu știu câte geamuri. Aici am avut și s-au mai dat câteva la școală. Dar gândiți-vă că sunt în gestiunea unei persoane din primărie. Odată că le are gestionarul de la liceu, pentru că ați văzut atunci când a anunțat poliția, a răspuns administratorul de la liceu și cu gestionarul de la, de la primărie. Și nimeni nu riscă pentru un geam să pentru, poată să... Da, vă rog, sigur. Nu mai contează. Așa că cine dorește geamuri să... Și alte materiale de construcție, dacă mi-aduc aminte, parcă tabla s-a valorificat, că obligația este că trebuie să valorifici. Și atunci, cel care răspunde trebuie să ducă o anumită cantitate care a rezultat din țeavă, calorifere, ce mai fost acolo, chiar nu știu, amănunte, nu mă ocup eu de problema asta, dar în mod sigur cineva răspunde de fiecare material care a plecat de la colegiu. Bun, rable de griblură în Tăbăcari. Da, Tăbăcari să treacă ploaia, am pregătit, mai multe străzi sunt trecute în reabilitare,
ne-am gândit că trebuie să facem această lucrare, chiar dacă cele 23 de străzi care așteptam noi, printre care Podeiul distrus acum și alte câteva străzi care au trecut în proiect, faptul că proiectul seamănă, vom încerca să reabilităm aceste străzi, că chiar nu se mai poate circula pe ele, datorită torenților care s-au format acum cu ploile. Acum o să fac referire la un subiect mult așteptat de multă lume, din păcate nu mai avem foarte mult timp, dar o să încercăm să-l acoperim în timpul alocat pe finalul acestei emisiuni. Dom'le, m-a întrebat pe mine cineva și vă întreb și eu pe dumneavoastră cu toată sinceritatea, copiii în această toamnă vor putea intra la colegiu să învețe? Cu toată sinceritatea. Eu nu înțeleg de ce îmi puneți această întrebare. S-a modificat data începerii anului școlar sau nu înțeleg ce vreți să spuneți? Pentru că lucrările stagnează. Dar nu sunteți greșit informată. Lucrările nu stagnează. Interesul primarului, a celor din primărie, a directorului de școli, a elevilor, a părinților, este ca anul școlar să înceapă în condiții normale. Așa cum s-a sfârșit, în condiții normale va începe în condiții normale. Dacă asta doriți să știți. Că sunt lucrări. Haideți să le lămurim și eu v-am spus și data trecută și dați-mi voi să spun din nou dacă vă interesează acest lucru. Deci, stadiul lucrărilor, stadiul fizic al lucrărilor, da? La grădinița Piticot B, când spun stadiu, mă refer la lucrări efectuate, recepționate de comisia și factul din primărie, da? Din primărie, diriginte de șantier, trimise la minister, da? Așa. Trimise la minister și facturate de către constructor. Deci trebuie banii primiți. La asta am avut și control de la minister, nu mai vorbesc comisia de recepție că l-a verificat, deci și de la minister a fost control. 65% Piticot B, da? Așa. Piticot A avem 54%. Liceul Costache Negri 30,67%. Creșa pe data în avem licitație acum, iulie, august va avea loc licitația la creșe, pentru că e a treia oară când o scoatem la licitație și n-a venit niciun constructor. E o situație, într-adevăr, atipică. Gândiți-vă că făcea cineva o glumă. Când am făcut proiectul, o colegă din primărie îmi spune, domnul primar, voi avea un copil, cred că îl dăm la creșe. S-ar putea să nu mai de la creșe, că până facem noi creșe, copilul a crescut. Dar ce vreți să facem? Astea sunt procedurile legale. Da? Deci ne-am semnat contractul în 2017. Nu, am făcut solicitarea în 2018, am semnat contractul. Durează 2 ani de zi. Uitați, e al doilea an și noi nu găsim un constructor care să vină să facă. Trebuie să înțelese. Nu înseamnă că comisia de achiziții din primărie, că primarul, viceprimarul, administratorul public este vinovat. Să vină cineva și să spună, uitați, aici ați greșit. Și atunci acceptăm. Dar așa să vorbești că a avut primarul bani în cont din 2017 și n-a fost în stare să realizeze decât 15%, astea sunt prostii care ne afectează foarte mult. Că sunt într-adevăr câteva probleme pe care le-am discutat și în Consiliul Local, că Ministerul a oprit de la finanțare în urma sesizărilor care au avut loc, prima sesizare care a fost în ianuarie, am avut corp de control, acum am venit iar în coada listii, deși aveam facturile din martie, da. Faptul că a fost sesizarea, regula este așa în minister. Sigur că s-a pus problema și în Consiliu. Cum? Dar adică? Așa poate să țină din sesizare în sesizare, domnul primar? Doamne, țin din sesizare în sesizare, trebuie să înțeleagă toată lumea că făcând o sesizare primarului, nu-l afectează pe primar, afectează copiii orașului, părinții orașului. Profesorii? Profesorii, da. Și dacă tot întreabă cineva, înseamnă că, vedeți, încep să cred că cineva chiar dorește să nu se înceapă anul școlar. Adică când pui cap la cap faptul că nu aprobă în Consiliul Local avocatul să ne judecăm cu constructorul care vine cu penalități, faptul că raportez un procent mai mic de realizare decât cel real, nu știu ce scop are, faptul că, uitați, agiți cu întrebări și tulburi liniștea, să spun așa, copiilor și vacanța copiilor și a părinților, dacă mai începe anul sau nu începe anul. Care sunt problemele? Care sunt argumentele care vin că nu mai începe anul? Mai sunt și printre consilieri care vor să facă tot felul de demersuri acum, oameni care habar n-au despre ce este vorba, pe toate astea nu fac decât rău.
Eu am spus, haideți să punem numărul, dar eu discut cu directorii instituțiilor de învățământ. N-ați căutat soluții? Păi, dar noi, eu asta fac, cu soluția. Nu mă interesează nici politic cum să pune problema, că poate acum fiind campanie electorală... Nu este. Nu este, dar va fi. Nu vedeți că sunt persoane care, ce spun, ca să putem da în primar, haideți să întârziem plățile, haideți să întârziem anul școlar, haideți să întârziem tot felul de variante ca să arate că primarul e incompetent. Dar noi suntem acolo, echipă de profesioniști, primar, viceprimar, administrator public, v-am spus, toți au responsabilități, funcționare din primărie, avem șefii de compartimente, avem directorii de școli. Astăzi au fost discuția cu directorii de școli pe dotări. Pentru că și aici e o problemă. Unul vrea păpușe roșii, altul vrea masă albastră. Nu vedeți cum au ieșit grădinițele astea? Vor fi niște grădinițe foarte interesante. Ați văzut un perete albastru, un perete galben. Doamne, nu mă întrebați pe mine de culoare. Aici am cerut părerea directorilor de școală. Și cu gusturile nu te poți juca. Și e grădiniță, da? Dar când intrați în grădiniță și vedeți o faianță de o culoare, o faianță de o culoare. Nu, aici nu am avut eu nicio contribuție. Contribuția mea este să asigurăm finanțare constructorului pentru a nu se opri. Și atunci, vreau să vă spun, uitați, am aici ordinul de plată. Dar știu că vă întreb, sau v-ați gândit? Nu, dar am dosarul pregătit, pentru că, da, încă o dată vă arăt lista de control, că... Când e controlul? Numai un pic. Iar nu s-au făcut plățile, nici săptămâna asta nu s-a făcut nicio plată. Lista din 22 arată clar că vom intra iar la control. Noi suntem pregătiți, nu de control e o problemă. Când e controlul? Nu știu cine e, dar controlul spune când vine. Vezi că vine să controlezi. De unde știți asta? S-a terminat, doamnă, cu... Ma, controlul că vine. Vezi, din noapte, zi, tu trebuie să stai cu arma la picior. Știi, că nu am înțeles. Dar noi nu de control. Rugămintea a fost, de ce am fost și eu la minister, am încercat să discutăm, să vină câte controle doresc. Numai să dea banii la constructor, nu? Nu, asta e problema. Să nu mai fim puși iarăși în coada listei. Aici e problema, că cei care fac sezările astea și vor să dea în primar, nu dau în primar. Dau în bunul mers al lucrărilor, pentru că regula ministerului este așa. Dacă este o sezare, ia dosarul, pune deoparte, asta nu mai intră la plată. Hai să vedem după trecerea controlului, mai depunem o dată hârtiile. Și o luăm iar din capul listei. Și vă dați seama, un constructor care are de încasat din martie, da? Cam inconfortabil. Și are de încasat aproape 1 milion de euro și el nu a încasat nimic, ce facem? Ce face acel constructor? Și atunci am reușit, și iar spun că până acum am dat o sumă importantă, aproape 1.500.000, nu? Zici bine? 15 miliarde, nu? 1.500.000. Da. Din bugetul localității am dat constructorului să menținem aceste lucrări. Și atunci, cine a făcut efortul cel mai mare? Cel care tot critică și cel care încep să cred că chiar dorește să nu se înceapă anul școlar, dacă e un subiect de discuție, și fac demersuri și în presă și fac tot felul de valuri, ca să spun așa. Păi uitați-vă, ăsta e ultimul ordin de plată din data de 3-a-7-a. Da? 3-a-7-a când a fost? Vinerea trecută, da. De 250.000 de lei. Da? Am oprit celelalte activități. Ce nu puteam 2 face? 2 miliarde jumate? Da, doamnă, da. Încă 2 miliarde jumate. Eu încă vorbesc pe banii vechi. Da, dacă vorbesc pe banii vechi, atunci 15 miliarde vechi am dat consultului din bugetul local. 15 miliarde? Da, ca să poată să continui lucrările și să nu oprim achiziția, pentru că el, dacă nu are vopsea, nu are gresit, nu mai plătește salarii, că, vă mai seama. Zic? Exact. Și noi am dat acești bani. Sigur că, asta este ajutorul pe care îl dăm noi, da? Doamne, constructor are, nu? Termen, și aici vreau să lămuresc un lucru. Noi am făcut achiziția pe un an de zile ca termen. N-a venit nimeni. La colegii vorbesc. Și atunci au cerut toți dacă dați 24 de luni termen. Noi am dat 18 luni. Da? Și atunci a venit un constructor. Și ce face constructorul după ce a văzut că toți vorbesc, sau unii spun că au realizat numai 15% când el știe că are 30%, a spus, nu, primar, vă spun pași, ne întâlnim cu 3 luni înainte. Nu, ne întâlnim în 2022, da? Dacă în martie am dat câte, din martie până la în 2021, da? La sfârșitul anului, când cu 3 luni înainte de a terminul de el, și vine, atunci ce facem? Adică, eu nu trebuie să răspund decât în fața cetățenilor din Târgu Ocna. Poate sunt alții care răspund la alte comenzi, și nu știu cine dă comanda asta de întârziere, dar dacă le pui cap la cap că se repetă și scenariul de la Salina, puteți să începem să facem... Am înțeles. Da. Și atunci, de ce am început toate trei clădirile? Că mă, domnule, dar ce ați început toate trei? De ce le-am început? Ca să le terminăm mai repede, da? În ce sens? Noi aveam numai corpul 2, corpul 3
Și dacă nu s-a învățat în corpul 1, atunci am stabilitate să începem și corpul 1. Noi avem promisiunea constructorului că el și-a mobilizat toate forțele și de aceea trebuie să-l felicit pentru calitatea lucrărilor, pentru faptul că la toate controlele care le-am avut și sunt sigur și la cele care le vom avea, vom trece cu bine și le mai mulțumesc părinților pentru faptul că au înțeles de a învăța și dimineața și după amiază, copiilor și profesorilor care au fost alături, directorilor de școli, care ne întâlnim la 2-3 zile și noi dorim ca anul să înceapă în condiții normale. Dacă sunt alții care vor altceva, e treaba lor, nu ne interesează. Noi încercăm să facem tot ce este posibil ca aceste investiții să finalizeze. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Timpul alocat s-a scurs, dar vă așteptăm săptămâna următoare. Vă mulțumesc și vin cu mare plăcere. Dragi prieteni, aceasta a fost emisiunea 24 de ore. Nu uitați că în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 17, sunt în fața dumneavoastră cu invitatul meu. Fiți cu ochii pe noi!